În bine a găsit prieteni? În acest script vreau să vorbesc despre oleuropeină. E o substanță naturală cu efecte foarte benefice asupra sănătății. Unul dintre aceste efecte este efectul antioxidant. E împietică oxidarea NDL, De oleuropeina, ea împietică oxidarea NDL. Se știe faptul că nu LDL-ul în general, deci tot LDL-ul este colesterolul rău, ci ldl ul oxidat, deoarece acesta are capacitatea de a adera la endoteliul vascular, deci la peretele interior al arterelor, și declanșează formarea plăcii de aterom. Ei bine, oleuropeina inhibă acest proces de oxidare a uh, colesterolului, a SDL-ului, și în felul acesta protejează în mod direct aparatul cardiovascular. Are un efect important antiinflamator. Insiba activitatea unor enzime și stimulează sinteza altor substanțe care intervin în inflamație, și în felul acesta se manifestă acest efect antiinflamator, știut fiind faptul că inflamația, la nivel general, în organism, la nivel sistemic, este foarte nocivă. Adică, ea poate să favorizeze și apariția sau răspândirea cancerului, afectează și vasele de sânge, și în felul acesta contribuie la procesul de aterogeneză și multe multe alte afecțiuni, boli, boli autoimune poate să influențeze. Deci acest efect antiinflamator general este, este foarte important, foarte benefic. În plus are și un efect antiaterogenic direct. Deci în plus față de ce de care am vorbit anterior cel prin care împiedică oxidarea enderului are și un efect antiaterogenic direct, deci împiedică în mod direct formarea plăcii de aterom. Are un efect antitumoral, anticancer. Prin cercetări de laborator s-a demonstrat că oleuropeina îi sub apariția și dezvoltarea, multiplicarea celor tumorale prin mai, mult, mai multe forme de cancer, cum ar fi glioblastomul, care este o formă de cancer cerebral leucemia, în cancerul renal, în cancerul de sân, în melanoma, acea formă de cancer de piele care este foarte agresivă, în cancerul de colon. Oleuropeina are și efect antibacterian împotriva mai multor tipuri de, de microbi, dintre care unii sunt foarte uh, agresivi. Unul dintre efectele importante este cel împotriva helicobacter pylori, adică acea bacteria acel microb care joacă un rol foarte important în ulce. De asemenea, are efect antiviral împotriva mai multor tipuri de, de virus. Se pare că sunt studii care, mă rog, merg, au tras această concluzie, că joacă un rol inclusiv împotriva HIV, deci virusul care poate să determine apariția SIDA. Are efect protector la nivelul pielii, prin acțiunea sa antioxidantă. De asemenea, această protecție la nivelul pielii se manifestă inclusiv prin prevenirea apariției cancerului de piele. Are și un efect de încetinire de întârziere a îmbătrânirii. Sunt studii de laborator în care au arătat că celulele tratate cu oleuropeină au îmbătrânit mai târziu și au trăit cu 15% mai mult față de celulele care nu au fost uh, tratate. Oleuropeina are și efect neuroprotector. Într-un studiu făcut în 2006, ea însibă formarea beta-amiloidului, adică acea proteină denaturată care formează placa de aminoid care împiedică funcționarea normală a neuronilor, a celor nervoase, și determină apariția bolii Alzheimer. De asemenea, în boala Alzheimer are și un efect pozitiv, inclusiv prin acțiunea sa antiinflamatorie, pentru că există și o componentă inflamatorie în această boală. Mai are un efect de reducere a glicemiei, efect de reducere a tensiunii arteriale. Și unde se găsește oleonopina? Se găsește în măsline și în frunzele de măslin. De aici se obține extractul de măslin care are o concentrație bună de oleuropeină și își manifestă toate efectele benefice despre care vă spunea. Eu am început de ceva timp să iau extract de floze de măslin. O doamnă, doamna, doamna Ciobotea, mi l-a prezentat, m-a atras acest efect al său de anticancer pentru că m-a afectat în mod direct, dar după aceea, după ce am citit mai mult, am aflat de toate aceste efecte și ele sunt determinate exact despre această, de această substanță oleuropeină despre care uh, v-am vorbit. Eu sunt foarte mulțumit de extractul de fruze de măstir. Îl Iau uh, pe cel produs de firma italiană Life despre care am citit. Este rezultatul uh, unor cercetări delungate și este un uh, extract de fruze de măstil de foarte bună calitate. În cazul în care ești interesat și să afli niște detalii, las un link primul comentariu pe Facebook și pe YouTube, iar pe TikTok și Instagram pun linkul în profil. Poți să intri acolo, poți să vezi detalii și în același timp, dacă ți se pare interesant, poți să și comanzi. Și o să mai las un link și pentru un grup de Telegram unde doamna Ciobotea răspunde la întrebările care pot eventual să apară. Încheie aici cu recomandarea Ia extra de fruze de măstil și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere!